bulgării și frații care trăiesc și se ostenesc în această sântă mănăstire, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri preoți era mănaș, era diacon, mănaș și mănașine, și pe tot cine preoțesc, pe tot cine călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. De Dumnezeu păzită țara noastră, Moldova, stăpânirea și armata ei, și să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții, titlurile Sfintei Mănăstirii acesteia, și pe alți titluri miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție s-o. Spre cei ce au adus acestea sfinte daruri și pentru care s-au adus, pentru cei vii și pentru cei morți, și pe toți cei s-au pomenit la această sfântă liturgie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție s-o. Și pre voi, pe toți drepărătorilor creștine, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, pe fiecare după nume și credința sa, totdeauna, acum și pururea. Să cerem. De la
vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace, și răspuns bun, la înfricoșătoarea judecată, al lui Hristos, să cerem. Thank you.
Hristosul nostru, Iisus Hristos, să vsemi în vomi. Thank you.
Marie, Domnul este cu tine, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți părinți, frați, surori, astăzi biserica noastră o cinstește Sfânta Înviere a Domnului. Este duminică, ziua Domnului, zi de sărbătoare. Este o poruncă, 6 zile muncește și săvârșește toate lucrurile tale. Ziua a 7-a este a Domnului Dumnezeului tău, ca să te odihnești într-o ea. Am venit la această mănăstire ca să ne odihnim sufletele noastre obosite într-un Domnul. Trece omul prin necazuri, prin boale, prin scârbi, greutăți, că așa ne-a spus Mântuitorul. Prin multe necazuri se cade vouă a intra într-o împărăție cerului. Prin multe greutăți trece omul, dar cu nădejde că prin toate acestea va trece și va ajunge la odihnă. Odihnă cea adevărată este într-un cuvântul. La început, la începutul începuturilor, nimic nu era. Dumnezeu a creat cerul și pământul. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin dânsul s-a făcut și fără de dânsul nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. El a poruncit, El a zis ce s-a făcut. Așa este cuvântul lucrător. Și noi adeseori promitem, dar nu facem. Și noi adeseori promitem și facem. Că suntem credincioși. Avem credință și știm că cuvântul nu se aruncă așa oriunde. Oamenii cei care au o nobilitate, au o cultură, au o educație înaltă, sunt adevărați credincioși. Fiindcă frumusețea aceea a sufletului, gândurile cele frumoase, de rugăciune ale lui Dumnezeu, acela este chipul și asemănarea lui Dumnezeu într-o noi. Fiindcă acei copii care au urât lumea, au venit la mănăstire. Acei care au auzit Evanghelia, cel care vrea să vină după mine, se lepede de sine. Să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Alea te lepăda de tine nu-i ușor. Noi avem voința noastră, voia noastră. Acum un copil nu ascultă de mama și tata. El are voia lui, el e mic, dar te știești cum vrea el. Dar mai ales de aceștia maturi, noi zicem, suntem ascultători. Dar noi nu facem ascultare. Noi zicem, Tatăl nostru, facă-se voia ta. Dar totdeauna facem voia noastră. Voia lui Dumnezeu este sfântă. Străim după Evanghelie. Evanghelia ne cheamă la altă viață. Noi iubim viața asta. Cine vreodată să o uite de asta? Se hrănește, se încălzește omul, lucrează, câștigă, se îmbrace, se încalce, se mănânce. Dar nu uităm că avem un suflet care este al lui Dumnezeu. Și cuvântul acela care la început a creat lumea, trup s-a făcut. Cuvântul, trup s-a făcut. E greu de înțeles. Iisus Hristos, cuvântul Tatălui, de la Duhul Sfânt a venit la Fecioara Maria și s-a făcut om. Dumnezeu se face om și s-a sălășluit într-un noi. Noi ne apropiem acum de cea mai mare taină a Bisericii de trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, care este dat nouă spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Din toată bogăția cea cerească, din toată dumnezeirea sa care ne-a creat pe noi oamenii,
că ne-a dat natura aceasta vie, ca noi să fim stăpâni pe pământ. Dumnezeu ne-a dat cea mai mare bogăție. Care este cea mai mare bogăție? Din seiful lui, de acolo, de la Tatăl. Cine a dat-o? Cel mai mult. Ne-a dat trupul și sângele său. Pomul acel din rai din care a mâncat Adam, o a dus moartea în lume. Ia vă duceți la cimitire, sunt mai mulți morți decât și toată ziua cu mor. Omul e muritor. Din pomul acela care a gustat Adam și Eva, noi am devenit păcătoși și muritori. Dar din pomul acesta al vieții, ce a spus Hristos la ucenici? Eu sunt calea, viața și adevărul. Cine nu va primi trupul și sângele meu, nu va avea viața cu sine. Este omul lipsit de harul vieții. Iată ce este, care este lipsa, ce nu-i ajunge omului. Zice, mă duc la biserică să-mi completez ceea ce nu-mi ajunge. Și când am venit la biserică, am găsit toate. L-am găsit pe acela ce a spus samarineanca. Zice, Mântuitorul îi spune, eu ți-o-i da apa aceea vie. Dar de unde ai să o iei când ai nișutură, că undeva în popor era la fundul fântânii apa aceea vie. Dar Mântuitorul zice, du-te, femeie, și cheamă pe bărbatul tău. Dar ea ce zice? Nu am bărbat. Bine zis că nu ai bărbat, fiindcă cinci ai avut și acela care acum îl ai, nu ți este bărbat legitim. Ea trăia în afara legii. Așa sunt toți oamenii în afara bisericii. Eu astăzi spuneam la slujbă când cântam Tatăl nostru. Vedeți? În biserică toți cânt într-o inimă și într-un cânt e Tatăl nostru. Iată, noi suntem copiii Tatălui Ceresc. Tatăl nostru, cine cântă, și la noi e nimeni, la tăi, e nostru, e al toți. Tatăl nostru ne aude când noi facem voia Lui. Adică nu este azi Evanghelia Maicii Domnului. Fericit este acela care ascultă cuvântul și îl împlinește. N-am venit la biserică zgâtele murechile. Iar și frumos a spus Părintele. Dar am venit să ne schimbăm viața de la rău spre bine. Să tăiem de la noi ceea ce ești murdar. Cine grăiește prostii? Și cu dânsul? Prost. Un om deștept nu grăiește prostii. Că ceva nu-i ajunge. Cuvântul prostului, acela e într-o minte proastă, într-un suflet ticălos. Trebuie scos din vocabular, trebuie să fim limba noastră, a spus un preot, este o comoară de piatră rară pe moșie așezată. Avem o limbă minunată. Avem o limbă din cazanii, din predici de-a sfinților, sfinților care au trăit pământul nostru în mănăstirea aceasta. Noi am venit la o mănăstire vechi, așa cum când iei de la o mare o scoică și o pui la ureche, vii acasă, dar îmi se aude foșnez valurile în scoică aceea. Așa în bisericile vechi încă se aud cântările cele vechi. De mult care părinții noștri așa au crezut, așa s-au rugat și acum se bucură în grădina Raiului, în casa Tatălui Ceresc, fiindcă ne așteaptă altă viață. Ori vrem, ori nu vrem, pe asta o lepădăm. Ne ducem nici. Ori azi, ori mâine, când a venit ceasul. Și atunci ne întâlnim acolo la judecată. Toți vom fi judecați. Fiecare după faptele noastre. Acei care au făcut bine, spune Evanghelia, nu eu grăiesc păcătosul, dar Dumnezeu vorbește. Cei care au făcut bine vor merge la învierea vieții. Vor învia de morți toți, s-o duce la viață. Dar cei care au făcut cele rele, la judecată și la moarte. Nu este alt purgatoriu, cum spun catolici. Îți plătești bine la biserică, să-ți dea un loc ușor acolo. Nu este așa drept. Locul acela frumos îl câștigăm noi
toată viața prin rugăciunea noastră, prin strădaniile noastre, prin credința noastră, prin educația noastră. Nu că am fost odată la biserică și mi-a luat în grijă. Dar în fiecare duminică. Pentru că acolo unde este glasul lui Dumnezeu, ne vorbește Dumnezeu la ureche, să nu vă împetriți inima când auziți glasul lui Dumnezeu. El în fiecare se ne vorbește. Dar unde când au vedem, unii se întristează, mai bine șat la mobil, la televizor, acolo, nu e ușor, dar de culcat pe ureche și mai treabă să chinuie biserică. Ce are? Unde e Dumnezeu? Unde El s-a află? În conștiința noastră. Ce înseamnă conlucrare? Înseamnă cu cineva lucrez, cu cineva lucrăm împreună. Noi acum conlucrăm la vindicarea, la tămăduirea sufletelor noastre. Ne învățăm. De unde? Din Scriptură. Dar ce înseamnă conștiință? Eu știu ceea ce știe Dumnezeu. Noi suntem conștiincioși. Avem obraz, avem soveste. Nu suntem fără conștiință. Dar conștiința noastră este atunci bună când adesea orice acasă și dimineață și seara noi citim câte o bucată din Evanghelie, din Biblie, să vedem ce ne învață, ce vrea să-mi spui azi Dumnezeu. Și numai decât el să-mi spui ceva bun și de folos. De aceea să fim conștiincioși și întotdeauna sculegem apa cea vie care samarenean care s-a dus la fântână să iei apă putredă. Dar când l-a găsit Hristos pe Hristos, a alergat toată cetatea și spunea la toți, veniți că l-am găsit pe acela care toate mi-a spus, care mi-a descoperit viața mea, mi-a arătat inima mea, sufletul meu, mi-a spus tot ce am făcut în viață. Iată așa un Dumnezeu ne trebuie nouă, care ne luminează, străim în lumina Lui și să știm că nimic nu este ascuns de la ochiul Lui. Și ziua, și noaptea, și în toată ziua ne vede, știe tot ce facem noi. De aceea Lui să-i dăm toată viața noastră, o închinăm, cum și pururile și în vecii vecilor. Amin. Sfinte binișori. Acum la împărtășanie. Maica Domnului a auzit
rugăciunile noastre, vocea noastră, strigarea noastră către ea și aici dragă și ajutorul creștinilor care îmi chemam. Datorită și tuturor creștinilor, nu de pilot, dar de mai departare, este de pilotul avansat, dar de departare au auzit această răspundere a Maicii Domnului, a venit, au început să vină creștinii aici să vadă cine ne cheamă. Și iată că istoria ne povestește că timpul aici a fost arătarea Maicii Domnului, care a spus că va fi aici o mănăstire. De aceea, cum spune Apostolul Pavel, zice, stai și tu să vorbească faptele tale, așa că noi tăcem. Dar lumea nu poate sta, că lumea vorbește, lumea povestește, lumea vestește un adevăr și o minune care primesc la Mănăstirea Zosei ajutor de la icoana Maicii Domnului. De aceea, anul acesta pentru noi este spunem așa, o mare minune, fiindcă Biserica Ortodoxă Mitropoliteană a recunoscut ca arătarea Maicii Domnului la Mănăstirea Zosei. S-a întărit la sinod, s-a numit odată de zi de sărbătoare, 6 august, dar după când cade lunea, în timpul săptămânii, noi am putris după 6 cale și duminicale, următoarea duminică, cum am a căzut, săptămâna a fost icoana Maicii Domnului la Zos, dar duminica azi noi facem cinstirea ei. Noi, ea este recunoscută de Sinodul Bisericii, introdusă în calendarul bisericesc, ca sărbătoare, și acum noi ne-am adunat astăzi ca să dăm cinste, slavă și mulțumire Maicii Domnului pentru bunătatea ei, pentru dragostea ei către noi creștinii. Vreau să vă mai fac un anunț și să vă zic că noi am chemat anul acesta, în anul trei statătorul Bisericii Ortodoxe, Mitropolitul Vladimir, ca să vină la mănăstire să săvârșim slujba prăslăvirea, să fie prăslăvit icoana Maicii Domnului de la Zos. Și vă zic că binecuvântația aceasta se va întâmpla 13 octombrie. Tot cade în zile duminică. Acum n-a putut ca să vină, dar 13 octombrie așa a spus că va veni și împreună vom face prăslăvirea icoanei Maicii Domnului. Adică este așa o rânduială care se face la prăslăvirea icoanei Maicii Domnului.